Laura avea 18 ani și s-a prăpădit în accidentul din Mehedinți, când mașina în care se afla cu doi prieteni s-a izbit de un tir. Cu aproximativ o săptămână înainte de tragicul accident, adolescenta i-a transmis un mesaj mamei sale pe Facebook în care îi spunea cât de mult o iubește. Laura era elevă la liceul Victor Gomoiu din Vânjumare, Mehedinți. Cu aproximativ o săptămână înainte de tragicul accident, adolescenta i-a transmis un mesaj mamei sale pe Facebook în care îi spunea cât de mult o iubește. Dragă mami, îmi doresc ca zâmbetul tău de pe buze să strălucească cât mai des și în ochii tăi să existe întotdeauna o scânteie de fericire. Îți doresc toată sănătatea și fericirea din lume și să nu uiți că voi fi mereu lângă tine. Te iubesc cel mai mult. Este ultimul mesaj al Laurei, tânăra moartă în accidentul din Mehedinți, pe care i l-a transmis mamei sale pe o rețea de socializare. Laura, de 18 ani, Cristina, în vârstă de 22 de ani și Mădălin, 19 ani, sunt cei trei tineri care au murit marți seara după ce mașina lor s-a izbit de un tir în Mehedinți. Accidentul s-a produs pe DN56A între localitățile Bucura și Vânjumare. Un tânăr de 19 ani și două tinere de 18, respectiv 22 de ani, și-au pierdut viața în urma impactului produs între autoturismul în care se aflau și un tir. Se pare că șoferul autoturismului ar fi intrat în depășire pe linie continuă, încercând să depășească autoturismul în care se aflau câțiva prieteni ai acestora, după care mașina s-a izbit de un tir și a sfârșit în a se răsturna în afara părții carosabile. Șoferul autotrenului a încercat să evite impactul, trăgând pe dreapta, însă efortul a fost în zadar. La fața locului s-au deplasat echipaje multiple ale SAS și ISU. În ciuda manevrelor de resuscitare, nu s-a putut face nimic pentru a salva viața victimelor. Pentru scoaterea victimelor din autoturism a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.